ziua și bine v-am regăsit din nou aici, în Goana după Crab. Am continuat partida de pescuit de aici, de pe Acvedănești 6. Am rămas să pescuiesc, v-am spus ieri. Am fost eu împreună cu încă 2-3 standuri și am prins foarte mult pește. Lacul permite așa ceva. Vă vorbeam ieri despre pescuitul de toamnă, despre faptul că odată cu sosirea anotimpului mai rece, peștii vin și sunt din ce în ce mai dornici de a căuta hrană, sunt din ce în ce mai dornici de a se pregăti pentru iarnă. Astăzi am să vă vorbesc despre cum putem să facem să păstrăm la noi pe vad peștii pe care i-am adus. Pentru că dacă, așa cum spuneam ieri, eram pe 18 standuri, 3 persoane care pescuiam, e bine, astăzi am vecini în stânga, am vecini în dreapta și bineînțeles că toți dorim să prindem pește. Și atunci peștele care până mai ieri avea doar câteva opțiuni de a găsi ceva de mâncare oferit de către pescari pe lângă hrana naturală, astăzi o pot face și la mine, și la vecinii din stânga, și la vecinii din dreapta. O pot face oriunde găsesc hrana pe care noi, cei de pe mal, le oferim. Cum abordez eu și cum o fac și în concursuri atunci când particip? În prima fază încerc să aduc pești pe vad. Ca să aduci pești pe vad, ai nevoie de o nadă cu atracție rapidă, o nadă care nu este obligatoriu să rămână acolo. Este necesar doar să îi faci să vină și să zică aici este hrană. Este momentul în care eu pe arcul năditor pun nada preparată de așa natură încât să-mi rămână acolo. De ce? Vreau să fiu sigur că bulgărele acela este acolo, momeala este acolo, ceea ce dau pentru atracție. Cum vă spuneam ieri, la această partidă am folosit metod green și metod grey. Am făcut bulgări care să se disperseze foarte repede, am făcut bulgări care conțin și foarte puține semințe, am vrut să dau cantități în intervale regulate, încât să fac în așa fel să ca peștii să-mi ajungă pe vad. În momentul în care au început să apară prezentările, am început să nădesc și cu chestii care să rămână. Peștii nu poate să mănânce minciună. Acest ground bait pe care îl dăm și care face nor și care are atracție rapidă, nu le oferă aproape nimic și de mâncat. Ori ei vin să mănânce, vin să stea acolo. Pe măsură ce trăsăturile s-au îndesit, nada pe care am pus-o pe momitor a avut din ce în ce mai multe semințe. Am făcut-o de așa natură încât să ajungă pe substrat să se desfacă, pentru că un momitor, al doilea momitor, 50 de grame, încă 50 de grame, încă 40 de grame, sunt cantități care rămân acolo, dar cu elemente care rămân acolo. Spărtură de Tiger Nuts, amestec de semințe, pe toate le găsiți în paleta de produse și pe care le-am folosit și eu. În afară de asta, am început să nădesc și cu racheta de nădire, pentru că doar din aceste momitoare, când este vorba de pește mult și când este vorba de pește care vine și are mai multe opțiuni, pescar lângă pescar, din 15 în 15 metri, nu o găsește la tine, va găsi la vecinul. Și atunci am început să le dau și semințe și spărtură de Tiger Nuts. Am făcut un pat destul de generos pe care l-am întreținut în funcție de cum veneau prezentările. Eu am fost norocos, lacul, așa cum o tot spun, permite, am avut prezentări foarte multe, dar gândiți-vă că ați fi fost pe un lac care nu are atât de mult pește și trebuie să faceți ca peștele pe care l-ați adus la dumneavoastră pe vad să și rămână acolo în căutarea hranii pe care i-ați oferit-o și pe lângă acestea să găsească și momeala și cârligul. Tehnica nu este atât de grea, trebuie doar să știți ce vă propuneți, trebuie doar să știți care este densitatea de pește din lac, trebuie doar să știți cam ce fel de pește este, pentru că
atunci când avem de a face cu un lac cum este cel de aici, cu foarte mulți pești de talie între 2 și 4 kg, aceștia sunt peștii pe care i-am prins cel mai frecvent. Chiar dacă la un moment dat am schimbat și din cârligele de 3 cu papanele, am trecut la cârlige de 2 și boilis, am vrut să încerc să prind și un pește mai mare, pentru că știu sigur că există, m-am uitat pe clasamentele concursurilor care s-au ținut aici și există și pești frumoși de 15 kg, am vrut să prind și eu unul de 7-80 kg, nu a fost să fie, în schimb am prins foarte mulți, semn că ceea ce am făcut este corect și semn că dacă vrei ca peștii să-ți rămână pe vad, trebuie să le dai și să mănânce. Acum sunt foarte mulți care spun că supranădire. Da, putem să vorbim și despre supranădire, dar acolo unde nu avem o densitate extraordinar de mare, unul la mână, doi la mână, nu este obligatoriu ca atunci când nădiți. Și dacă nădiți așa cum fac eu, în 9 din 10 cazuri în clip, să încerc să fac o zonă cât mai restrânsă de nădit, unde să fie cât mai mulți pești, pentru că oricât ați vrea neastră și oricât de tare credeți că zona pe care o nădiți este una punctuală de 2x2, eu sunt ferm convins că realitatea spune că acolo unde nădim, zona nădită este de cel puțin 4-5 metri pe lățime cu 2-3 metri pe lungime, pentru că este greu să dai în același punct. Este greu să dai în același punct și în afară de asta, nada, v-am mai explicat, odată ajunsă la suprafața apei, cade din rachetă, ea se dispersează și cade sub forma unui con. Se duce în toate părțile și se împrăștie pe o zonă mai mare. Așa că nu este obligatoriu să pescuiți exact acolo pe morman, cu toate că de multe ori este indicat, pentru că peștii sunt acolo și se bat pe hrană. Dacă reușim să facem peștii să se bată pe hrană, am spus-o de mai multe ori, cred că este tactica pe care și-o dorește orice pescar, ca peștii din fața lui să se bată pe hrana pe care o oferă. Atunci vei fi sigur că arunci acolo unde peștii sunt și caută hrana și trăsăturile vor apărea rapid. De ce? Este primul venit, primul servit. Dar dacă nu stă atât de mulți și sunt concentrați acolo și vrei, nu este obligatoriu să pui pe zona nădită. Poți face în lateral, poți face peste, poți face un pic în apropiere, este în funcție de cum este substratul și de cum ați găsit zona prin care peștii circulă și cum vin trăsăturile. Tot alternând și punând monturile mai la dreapta, mai la stânga, la un moment dat veți găsi un traseu, că peștii vin din stânga, că peștii vin din dreapta, că vin din față, din mal opus, aici unde poți să ajungi și până lângă mal, peștii oricum tranzitează pe acolo. Sunt lucruri pe care trebuie să le descoperiți mergând pe lac și tocmai de aceea revin la îndemnul pe care îl fac de fiecare dată, să mergeți la pescuit, este o perioadă extraordinar de bună, peștii au devenit din ce în ce mai cooperanți, vremea este frumoasă, chiar dacă alternează cu reprizele de ploaie, este o ploaie plăcută, nu este o ploaie rece și vă puteți bucura din plin de o partidă de pescuit. Rămâneți alături de noi, fiți alături de Goana după Crap și cu siguranță ne vom întâlni și într-un episod următor. Până atunci, nu-mi rămâne altceva de făcut decât să vă urez fir întins.